clar s-a dat drumul la piesele de vară și Anda Adam a filmat clip, doar că al ei e deja aproape lansat. Însă până apare varianta finală ne amăgește cu un teaser. Și pentru că Andei nu-i mai place în România sau îi place, dar nu prea, a dat o fugă până în Turcia, unde a filmat pentru piesa Feel, regizor fiind nici Spike, nici Minimo, ci Alex Ceaușu. Vă spun doar că acest clip s-a filmat într-o locație considerată una dintre cele 7 minuni ale lumii, deci e clar că Anda are cu ce să lăuda. Clipul este nou, piesa este nouă. Am lansat un teaser așa de prezentare, asta pentru că mai avem niște surprize și trebuie să fie gata toate surprizele. Foarte sexy ești în clipul ăla. Da, cam și foarte, sexy, cam, foarte bronzată. Am filmat practic două videoclipuri odată în aceeași perioadă și respectiv Show Me și piesa Feel, urmând ca ultima piesă, adică respectiv film, să fie lansată la început de vară. Având în vedere că videoclipul nu s-a făcut în țară, am profitat de ocazie și am filmat și videoclipul ce urma să se lanseze curând, numai că așteptam să vină Căldurani. Cum a fost la filmare? Băi, a fost foarte ud. A fost super pentru că locația este mirifică. Adică, nu știu, a fost minunat din cauza locației. Este atât de frumos să fii acolo și totul este alb, totul este apă. Cine a ales locația asta? Regizorul videoclipului, Alex Ceaușu. El a fost cu ideea și vreau să spun că a făcut o alegere super. Nu știu, cel puțin și la filmări m-am simțit minunat și chiar mă bucur foarte tare că am avut ocazia să și vizitez acest loc minunat, de care, sincer să fiu, nu aflasem încă. Și am profitat de ocazie și am filmat pentru două piese videoclipul și am și beneficiat de locația respectivă, să o și vizităm, să ne și plimbăm. Mă rog, a fost așa și o mică excursie, să spunem.